Stimați invitați, vreau să vă spun că sunt onorată că sunt astăzi la această înaltă tribună, în acest spațiu unde aura lui Eminescu, în această zi frumoasă de toamnă, ne luminează sufletele. Vin de la Botoșani, într-adevăr, și vreau să vă spun că îmi desfășor activitatea într-un imobil la câțiva metri de locul nașterii poetului, și încă vreo câțiva până la locul botezului poetului. Frumos autorul. Dar nimeni în acea perioadă nu putea afirma că strigătul pruncului Eminescu este strigătul de durere al neamului său. Nimeni nu putea afirma, niciun pământean, că pruncul Mihai va ajunge luceafărul poeziei, care va prinde în flamidai, prinsă pe umăr cu acul suferinței, constelații de stele și aștri, care strălucesc astăzi în constelația universului eminescian. Eminescu a suferit pentru poporul său. Eminescu a iubit, a iubit neamul, a iubit codrul, a iubit apa, a iubit florile, a iubit teiul, a iubit femeia, în prototipul femeii, Veronica. Eminescu s-a identificat cu poporul său, pe care l-a iubit, popor cunoscut de el în amănunt, a străbătut țara cu piciorul în lung și în lat. Nu și-a uitat strămoșii, nu și-a uitat eroii neamului, i-a venerat și a luptat și a trăit pentru el, a ars ca o torță, a se vedea cele patru fotografii certe ale poetului, diferența de la prima fotografie și până la a patra. Eminescu a fost denigrat în perioada sa. E denigrat acum detractorii. Nu-l iartă. Pentru ce nu-l iartă? Pentru că a vrut unitatea neamului său. A luptat pentru unitatea de limbă, a luptat pentru demnitatea poporului său. Și paradoxul acestor vremuri este că detractorii sunt premiați. Și îmi pun întrebarea, unde este ipocrizia? De care parte? Nu cumva și de partea celor care premiază, și de partea celor care primesc acest premiu? Vinovați suntem noi, pentru că nu facem mai mult pentru Eminescu, pentru că trăim într-o societate a banului. Noi avem spiritul, sufletul, atât avem. Și, bineînțeles, rămânem la bunăvoința unor oameni care au știut să facă bani și mai strecoară pentru cultură câte o firimitură de care noi suntem foarte mândri. Eminescu a suferit. Eminescu a deranjat. Eminescu a fost oprit. S-a împlinit porunca, mai opriți-l pe Eminescu. Pământul țării i-a primit trupul mutilat, dar spiritul nu l-au putut opri. Spiritul lui dăinuie și astăzi. Spiritul lui trăiește. Eminescu înveșnicește, îndumnezeiește, a îndumnezeit Botoșanii, i-a înveșnicit în nemurire, ne-a înveșnicit pe noi toți ca neam, pentru că știa și a și spus-o, de la Marea Neagră până la Adriatica, nu există loc care să nu cuprindă o părticică din naționalitatea noastră românească. Pentru asta a fost înlăturat Eminescu.